Vicepreședintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Ovidiu Rădoi, a condus o delegație care a participat la invitația Centrului Cultural Județean Arad la o întâlnire de lucru organizată ca un schimb de experiență între reprezentanții instituțiilor de cultură din județele Arad și Caraș-Severin. Scopul întâlnirii a fost dezbaterea unor tematici culturale, dar și prezentarea unor proiecte și propuneri pentru posibile colaborări. Tot cu această ocazie au fost prezentate și proiectele de investiții ale instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Județean Arad, proiecte ce însumează circa 10 milioane de euro. Au fost vizitate obiective din municipiu și din județ, precum tabăra de elevi și cea de sculptură de la Căsoaia sau complexul muzeal.